Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Suntem într-un nou studio, mă rog, al 17-lea, dacă îmi permiteți să vorbesc despre aventurile de 30 de ani ale subsemnatului. Aventuri frumoase, pentru că, până la urmă, numai construind mereu, poți să fii viu, ca să spunem așa. Dați-mi voie să salut un om viu, care e prezent aici lângă mine, dar în același timp, care, mă rog, fiind coleg de breaslă, spun asta gândindu-mă la doamna profesor Daniela Gâfu, de la Universitatea Cuza din Iași, de la jurnalist și comunicare, informatică, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și pe care am provocat-o și la o emisiune, dar o să vă dăm în detalii mai târziu. Deocamdată spun bun venit. Bun regăsit, ca să spun așa, că anul acesta nu ne-am întâlnit și am înțeles că pandemia n-a fost deloc... Ne-a încercat pe toți câte un pic, cum e zica la ce, câte un pic, pic, pic. Da. Domnișoara Daniela, domnișoara colegă, eu am citit colegul nostru, prieten, Manega, cu certitudinea, o publicație importantă, zic eu, pentru ziariștii din România. Are deja peste 4 ani de da, apariți. Și cu atitudine, cu alt fel de presă scrisă. Am văzut un articol acolo care m-a deranjat într-un fel, m-a durut sufletul atât pentru abordarea jurnalistică, ca subiect vorbesc, cât și pentru colega de breaslă care are de înfruntat niște mici probleme, ca să nu spun foarte mari. Cum le catalogați și despre ce este vorba? E o problemă presantă, pentru că ea se întinde deja de mai bine de 7 ani. Ei da, eu credeam că e de 7 luni sau o lună încoa. Din nefericire, nu, mi-am sperat că dialogurile pe care le-am purtat cu persoana în cauză, este vorba de Daniel Stătescu, director la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Din Iași, evident. N-am reușit împreună să identificăm un culoar, o cale de acces de comunicare cu cotă indiviză și pentru dânsul și pentru subsemnata și, de ce nu, pentru ceilalți vecini. De coabitare în termeni de bun simț. Despre asta vorbim. Este o poveste pe care am crezut că o voi putea gestiona, dar acest vecin se încadrează, din nefericire, repet această intrare în spunerea mea, într-o categorie cunoscută în psihologie, persoană care își dorește mai mult decât poate să aibă și, neputând avea, personal l-am numit Big Brother de Bahlui. Da, e o denumire pe care nu încerc să o traduc, pentru că e destul de directă, ca să spunem așa. Hai să vedem totuși despre ce este vorba, pentru că sunt oameni care poate n-au citit certitudinea domnului Manega. Din fericire pentru domnul Miro Manega și pentru problemele pe care le voi dezvălui, dar într-o formă comprimată, ele se regăsesc și pe internet, pentru că certitudinea are propria pagină de internet, plus chiar în data de 5 anul, luna aceasta, când domnul Daniel Stătescu împreună cu fiica altei vecine au încercat să mă intimideze, oricum să mă încolțească, chiar când ieșeam din curtea imobilului unde am un apartament, invocând faptul că sunt singura care dorește să trăiască în legalitate, conform legii 196 din 20 iulie 2018, da, publicată în Monitor Oficial numărul 660 din 30 iulie 2018, cu titlul privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Acolo, pur și simplu, sunt protejată în toate acțiunile mele de a trăi în legalitate. Practic, l-am cunoscut pe domnul Daniel Stătescu în 2013, când aveam deja
o perioadă oarecare de când revenisem în Iași, eu fiind la rândul meu absolventă de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultate de Fizică, inițial. Și dânsul avea o garsonieră în apropierea gării, acolo lângă McDonald's. La momentul acela era împreună cu dezvoltatorul imobilului unde mi-am cumpărat apartamentul, Cristian Tudose, împreună încercând ulterior, după ce s-a construit imobilul respectiv, să aibă un control asupra întregii proprietăți, ceea ce era foarte neplăcut. Câți locuitori sunt acolo? Sunt 11 apartamente. Exact, proprietăți, da. Principalul corp C1, că am adus și de la Oficiul Cadastru, este... Auzi, deci este, da, un P plus 2 sau ce? Da, eu am un apartament făcut după dorința mea cu o scară interioară, în parter cu etajul 1. Etaj, da. Practic, imobilul e format din trei tipuri de intrări. Una îi aparține domnului Daniel Stătescu, în fața căreia are și un foișor. Apoi urmează calea de acces despre care fac comună, referire, da? Comună, mai puțin comună lui, pentru că aici a apărut problema, a mutat calea de acces în urmă cu foarte, foarte mulți ani pe proprietatea dânsului și de aici încolo au apărut problemele, pentru că solicita fără acordul meu, pentru că am înființat, deși nu a dorit, în 2015 noiembrie, împreună cu un reprezentant al asociației Urbica, o asociație de proprietari Stradela Florilor 10. Înseamnă că Urbica este cea care administrează ca firmă, nu, da, ca și servicii sunt, de... Sunt supărată pe dumnealor pentru că au luat în considerare, am tot felul de dovezi, probabil că nu e timpul suficient, de bilețele realmente rupte la colț de masă, probabil stând la o poveste mai puțin non-bahică, să da, fiu poate elegantă. La o cafea, că așa se mai obișnuie. În fine. Da. Și decontându-i se, da, pentru proprietatea lui, apă, floricele, etc., deși nu are niciun fel de drept legal să solicite asemenea fonduri, cu atât mai mult că există un fond de reparații exclusiv destinat reparației spațiului condominiumului. Adică acelei căli de acces. Nu numai calea de acces, și corpul C1. În sfârșit, nu putem fotografia, eu mi-am făcut tema de casă. În sfârșit, a profitat adesea, pentru că nu prea, după cum mă cunoașteți foarte bine, acasă, tot timpul sunt extrem de mobilă, București mă solicită foarte mult, Transilvania și Ișderea, și a profitat de, să zicem, această mobilitate care era favorabilă, ducând, repet, povestind cu vecinii care au această tendință de a poza în gospodarul minunat și extraordinar și vezi, Doamne, cât au crescut prețurile apartamentelor în cazul în care dorim să le vindem, etc., grație acestei implicări pe proprietatea personală. Și de aici încolo a început evatura. Am revenit, știți probabil că în vara am îndrăznit să candidez la primăria municipiului Cluj-Napoca, care curaj mare, pentru că acolo vorbim despre un primar care este, cum numeau unii. Care este. Da, care este primar. Și pe care îl cunosc personal încă din momentul în care... Dar nu s-a supărat că sunteți contracandidatul? Nu, pentru că eu nu... Știți cum sunt eu, domnul Frăsilă? Eu nu atac. Nu atac de la sine. Niciodată. Eu mă apăr. Mă apăr și când mă apăr, mă apăr cu legea, da, cu în mână, cu argumente, legale, probe, etc. Am revenit în toamnă anului trecut. Bine, a fost și contextul acesta, este încă contextul acesta pandemic care cumva m-a îndreptățit să rămân oriunde pe aria țării noastre ca, și lucrând online. Revenind în octombrie la primirea unui telefon din partea reprezentantului Urbica, care mi-aducea la cunoștință faptul că acest Daniel Stătescu ține neapărat să mă
înlăture de la președinția unei asociații, repet, pe care nu și-a dorit-o. Am înțeles. De fapt, disputai apărând de la această președinție de asociație. Da, de unde? Mai mult sau mai puțin? Nu. Care duce în alte... Vreți să vă spun ceva? Am fost prima persoană, prima care s-a mutat în acest imobil, când încă se lucra. Am fost furată din casă. Am dat bani de bună credință unuia care lucra pe acolo și dus a fost. În 2015 băteam același drum ca până acum. Poliție, tribunal, dar ce nu am luat în considerare? Orice fel de autoritate care putea să aducă un plus în soluționarea situației pe care o traversam atunci. Soluția a fost să înființez această asociație pe care, să cred, vă rog să mă credeți, am înființat-o cu sprijinul Urbicăi. Prin urmare, mi-aș fi dorit ca colegii de la Urbica să aibă o oarecare precauție în acceptarea și acordarea unor sume necuvenite acestui domn Stătescu. Te motiv că deține acea cale proprietatea proprie. Am. Deci banii pe care îi lua din fondul de reparație pentru condominiu sunt folosiți pentru proprietatea personală. Frustrarea acestui argumentul... vecin care e? Pentru că este pe Stradela Florilor, nu știu dacă o cunoașteți, e străduța care leagă Păcurari de zona Gării. E o străduță unde sunt niște vile considerabile. Întâmplător m-am întâlnit cu un coleg de la Universitatea Tehnică, domnul Agop. Sunt niște vile care te impresionează, evident. Din afară ai spune că și acolo e o casă a unui singur proprietar. Ei bine, nu e doar unul, suntem 11. Am revenit, s-a făcut, mi-a trimis fel de fel de SMS-uri. Am fost de acord cu adunarea generală, deși am considerat că în condițiile date mai poate suporta amânare. Trebuie să dau din casă. Acea adunare generală nu s-a ținut în acord cu legea, inclusiv subsemnata. M-am încadrat într-un context care ieșea din nu purta măști, etc. Motiv pentru care, așa cum vă spuneam, a început războiul, război mut, pentru că nu ai cu cine vorbi, are acel tip de profil care aparent îți subliniază faptul că a înțeles că va intra în legalitate, etc., după care, probabil acasă, împreună cu colegii de pe la taberele pe unde își face activitatea, își imaginează și încearcă să pună în derulare fel de fel de scenarii. De data aceasta... Practic, acum domnia sa este proprietar, nu este. Nu-i președinte asociației? Nu. Înțeles. A fost al comitet, Consiliul de administrare alături de mine. Imaginați-vă, și îmi pare rău că sunt nevoită să spun, dintre cei care am fost inițiali, a mai rămas în imobilul respectiv subsemnata Daniel Stătescu și o doamnă Todereanu, despre care a spus, pentru că a instalat, imaginați-vă, a instalat în 2019, când, repet, eu nu prea locuiam acolo, a instalat, a cumpărat și a instalat fără autorizație o cameră de luat vederi, da? Pe banii asociației. Cum vă... sau și mă întreb... Vă fi cam, gândit că protejează... Cum să protejeze? Fără autorizație? Am făcut plângeri la poliție pe data de 16 februarie a, anul ăsta. Și viziona numai doamna respectivă. Eu n-am acces la acele... Deci numai doamna știe cine intră. Păi zici că își protejează propria... Și afirmând despre doamna Tădereanu, printre altele, vezi, doamne, uite că am văzut cum fostul soț o urmărea pe dumnea ei, speriată, nevoie mare. Încercând să-mi arate utilitatea acelei camere, repet, instalată fără autorizație. Da, mai ales că Și-am făcut demersurile respective. Problema asta va rămâne în atenția mea și a celor propuse de acum încolo. Am făcut plângeri la poliție pentru că am fost, vă dați seama, consiliată cum trebuie procedat, în așa fel încât toată trebuia lumea... Trebuia cu siguranță acordul și celorlalți, pentru că într-un fel sau altul îi vedea pe toți. Fără autorizație am tot felul de hârtii semnate de X și Y între el.
cum vă puteți, o altă întrebare pur retorică, toate hârtiuțele lăsate la Urbica nu au dată. Tabeluțe cu semnături, cum merge, bate la ușă, sună, hai că nebuna, probabil, așa e dialogul ați între... Ați reușit să obțineți acest apelativ? Cum să... Apelativul nu. L-am auzit în curte, în schimb, pe 5, v-am spus, când chemat la poliție, pentru că am revenit la secția de poliție 2, m-am dus de mai multe ori, arătându-le exact cum se încalcă legea. Pe data de 4 a fost chemat la secția 2 poliție. Imaginați-vă că pe 4 seara, respectiv pe 5, în sfârșit a dezîmprejmuit calea de acces pe care o am eu în contractul de casă. Dacă ceilalți vecini vor să meargă pe cealaltă, e problema lor să suporte cheltuielile de pavaj, să suporte ce doresc ei, apă, tot. Legea spune, toți proprietarii trebuie să fie de acord cu... Îmi pare foarte rău. Asta e legea. Proprietarii trebuie să fie de acord la orice intervenție, inclusiv toți, asupra imobilului, înțelegeți, la camere, legea așa spune. Video, orice. Să știți că demersurile pe care le-am făcut, or să îi ajungă la ureche, le-am făcut și către domnul primar Mihai Chirica și către serviciu, este un serviciu asociații de proprietari pe lângă primăria. Primării. Da, către prefect, către președintele Consiliului Județean, n-am ratat pe nimeni. Pentru că nu se poate. Atunci e corect ca domnul să spună cum scap eu de... De nebună. Zic și eu. Colegii mei, colegii noștri de la București, am mai avut eu tot felul de confruntări. Mi-au spus că e, Daniela este minunată, dar dacă intri în bătaia tunului ei, nu e bine. Pe de altă parte, bine. Am citit articolul domnului Manega, pe care îl cunosc și îl respect ca un om special în... ceea ce înseamnă Uniunea Ziariștilor Profesioniști și această breaslă. Acolo era un apel cum că, iată, un ziarist, un om din elita jurnalismului la nivel național, are o problemă și nimeni nu stă de vorbă cu el. Da, dintre colegi vorbesc. Revenind aici și vă mulțumesc încă o dată, să știți că ați fost singura voce a presei ieșene, da, care a înțeles... Nu neapărat că e vorba de mine sau de cineva din breasla jurnalist. Dar e o problemă pe care aveam să înțeleg din conversațiile pe care le-am purtat cu alte diverse persoane. E o problemă generalizată la nivel de masă. Adică sunt foarte, foarte mulți oameni, mii, poate și mai mult de atât, care au probleme cu... tipul acesta de entitate cu asociațiile de proprietari. Păi, întreb, iarăși o întrebare retorică, către autoritățile abilitate, oare nu este timpul să facem ceva? Îndrăznesc să întreb, cu plecăciune către tipurile de, să zicem, protecție ale unor personaje, cum este și vecinul meu. Vecinul dumneavoastră, dacă ați reușit vreodată să stați de vorbă cu el așa față? O, da. Da? De multe ori. Și cum ori, reacționează da, când stați așa? Domnul stătea, vă rog. În primul rând, am înțeles că amândoi suntem colerici. A, bun, așa zis, și eu sunt și tu. Da, a spus de curând... Ca argument, cred că a zis așa, ca să se justifice. Nu știu dacă neapărat. Să spună, nu fi supărat, că așa e felul meu. Nu, dar pe tot... Să vă spun ceva, am făcut o somație avocațială cu un fostul subprefect de la Sibiu. Mi-am luat pe cineva care să mă reprezinte în afara ariei Moldova Nord-Est. Pe Doamne, ce dar știu eu pe unde? Pe ei, ba da, dar am de înțeles. Unde știu eu că nu se apasă pe butonul nu știu care și pe loc repaus. Normal acolo, nu cred că... Nu știu ce face, ce nu face, că am auzit fel de fel. Nu divulg ce și nu divulg nici sursa. Am înțeles. Dar înțeleg că acest procedeu de filmare, de urmărire, de supervizare, monitorizare, spuneți cum doriți dumneavoastră. Inclusiv în ce vă privește, vă monitorizează. Clar, pe mine în mod deosebit, începusem povestea cu revenirea mea de la Cluj în octombrie. Imaginați-vă că când vin din Transilvania, vin și eu încărcată ca oricare și om. Și când veniți cu ceva ploconuțe de acasă. Ploconuțe, da, un pălincă. Dar de acasă poți să vii, că doar păi de acasă, ei. Acasă, eu acasă sunt peste tot unde mă simt bine și am prieteni cu care pot lucra. N-am apucat să intru în casă cu bagajele, că deja vecinul meu era în spatele meu. Știi că vreau să vorbim, că ăsta-i stilul.
Înseamnă că voia să se împace cu dumneavoastră. Nu, nu, nu. Vroia să-mi aducă la cunoștință că trebuie să facem o adunare generală pentru că sunt o mulțime de probleme de discutat, printre care pavarea proprietății personale pe care mutase calea de acces. Păi o fi zis că o fi zonă privată, dar pavajul putea fi comun, că mai călcau și alții. Ce argument o fi păi avut? De ce mă muți pe bucata ta? Ca să poată să pavă... Am niște fotografii foarte relevante. Și acolo, a primit somație, imaginați-vă că a primit somația vocațială, care știți că e forma cea elegantă de a spune... De a soma la modul da, atenție. Ia în considerare, da. Mută-te ca să n-ajungem la o acțiune civilă. A spus cu gura proprie, avocatul lui, cine-o fi? Îi dorim multă rezistență, că se lovește, din păcate, de o personalitate, să zicem, de tip felină, dacă tot e să trădăm cât de tare sunt revoltată și nu înțeleg de ce eram eu nevoită să asist la lenjeria lui intimă sau ce mai punea la uscat, că asta era dacă acolo, împrejmuise. Nu mai pune, dacă e acces comun, o să le strângă. După ce am făcut, repet, o serie de demersuri. Știu, situația e și amuzantă, dar dacă ați trăi-o, n-ar mai fi atât de amuzantă. Nu, eu încerc să fiu cât mai detașat dintr-un singur motiv. Pentru că probabil o să... Mie mi-a ajuns, nu mai pot. Nu, ca să vă scot un pic din... Da, am intrat în febra aia. Ca să nu fiți foarte încărcată. Dar, repet, revin. M-a durut foarte tare colegi, realmente colegi și la universitate, care fac parte și din presa ieșeană, să fiu dus așa ca un copil acum, cu zăhărelul, cum se zice, este o expresie pe care o cunoaștem cu toții, și să nu publice ceea poate ce... Poate au stat de vorbă cu ambele părți și au fi spus, nu mă, ne băgăm nu, în problema nu, asta, nu, că știu ei exact, acolo au o problemă privată. Domnul Fresilă, eu mi-am făcut tema de casă, eu când îmi fac tema de casă, mi-o fac până la capăt, știu exact și cine și... Să vă mai spun ceva, în 2015, că, pentru că am și eu prieteni, doar că prieteni care, să zicem, sunt sub liderul publicației respective, i-am chemat în 2015, este vorba, pot să spun despre mă rog, cine e vorba, bună ziua Iași, pentru că, să zicem, e destul ați de... Ați apelat pentru că știați mai incisiv. În 2015, atunci când doream să v-am spus că am avut problemele cu fostul dezvoltator, într-o relație amicală, că apropo, după toate demersurile acelea pe care le-am făcut și am reușit să înființez această asociație, a apărut în bună ziua Iași un articol, da, la apăsarea butonului, Dumnezeu știe de unde se poate verifica, a dispărut articolul. Mai mult de atât, era online, a ținut să-mi spună același vecin de la apartamentul 1, Daniel Stătescu, că nu se poate face nimic fără angrenajul din care face parte și că este profund jignit că am îndrăsnit să... Că, cum se apară lui numele în presa ieșeană? Îmi dau eu seama cine e? Au căzut oameni mult mai mari și mult mai importanți. Și nu v-a documentat cine e? Ca să spuneți, haideți să... Știu exact, dar nu... Haideți să stăm de vorbă, să ne împăcăm. Eu cred că așa o prezență, cum sunteți, nu cred că puteți termini chiar atâta supărare. Știți ce greu ajung în starea asta? Atât de greu? Păi pentru eu vă cunosc ca un om echilibrat, ca un jurnalist. Sunt un om de creație, prefer să fac lucruri... Cadru universitar, ce problemă? Am de ajuns... unde până unde e stresul ăsta? Pe care, mă rog, întrebați-l pe vecinul meu. Păi o să spună că dreptul la replică. O să avem ceva. Absolut, da, abia aștept. Eu zic și repet, la ziua de Iași, că celălalt ziar este vorba de ziua de Iași și inclusiv Miroma Nega a sunat de vreo 3 ori persoana, n-am să-i divul numele pentru că îl prețuiesc, în continuare îl voi prețui, dar n-am înțeles de ce nu putea să-mi spună, mai ales că l-am întrebat, dacă există o aservire, de orice natură ar fi ea, înțeleg. Cum mi s-a spus ieri, numai departe, de o colegă de la Radio Iași, mă, nu pot să, pentru că... Acolo e... În sfârșit. Instituție publică e mai complicat, cred. Dar, repet, ați văzut că n-am divulgat niciun nume de al... Acolo e o politică cumva din... națională, poate nu pot fi luați prea tare în tocmai de aia... În vizor. Dar presa independentă, presa liberă... Mai putea... există presa independentă sau suntem amândoi niște idealiști? Nu, eu zic că există, doar că... Din păcate, probabil mai primează și alte
situații, ca să nu spun contracte. E neplăcut. Toleranțe că, de vreun fel, nu știu. Nu vreau să-i acuz pe colegii din Iași. Nici eu, dar am îmi pare meditat, rău ce spuneți acum că nu e. Eu am un respect pentru presa ieșeană, pentru că vine la Neamț, unde era mafie curată și unde am avut problemele care le-am avut. Și, da. Și am venit la Iași, unde eu de 13 ani de când am revenit, nu am o problemă cu nicio publicație, nici sper video, nici... în urma acestei nu, cred, că întâlniri una, să noi nu ne atacăm pe niciunii. Să nu apar. Eu n-am, ați văzut, n-am dat niciun da, nume din... Da, dar ați semnalat o situație... Da, e neplăcută, de aceea m-am dus la colegii din București și pentru prima oară povesteam o situație pe care nu o mai puteam gestiona cu posibilitățile proprii. Păi uite, vă propun să o depășiți pe a dumneavoastră, nu știu, cu toleranță, cu... și să faceți o emisiune la noi ca să nu se mai întâmple și la alții. Îmi doresc foarte dar mult. Dar trebuie să vă detașați de-a dumneavoastră ca să nu fiți tot timpul... Fără doar și poate mă pot detașa... Cu gândul la domnul Stătescu. Deocamdată, da, la Daniel Stătescu. Resurse. Că atunci turna lui în cap niște cafea. Nu, este timpul și mi-aș dori, așa cum face Miro Manega, da, cu publicația Certitudinea. Da, da, da. Am venit cu publicația acolo, lângă o doamnă incisivă, eu nu comentez. Da, e o doamnă care cred că va deveni brand feminin în politica românească. Am avut onoarea să o avem invitat aici, pe doamna de senator sau deputat, nu știu ce e doamna Șoșoacă. Dar am fost foarte atent după emisiune, că era tocmai disputa aceea cu biserica, că jandarmii nu dădeau voie să treacă de gard și am fost foarte atent gândindu-mă că felul cum expune poate să mă pună în dificultate dacă nu cumva în vizorul unora sau altora. De ce? E foarte incisivă, e avocat, ce-i drept, dar e incisivă. Dacă o chemați pe doamna în cartier la o cafea, s-ar putea să treacă strada domnul Stătescu, pentru că ea e, cred eu că e prea directă, ca să nu spun altfel, și prea tranșantă. Și în secolul ăsta poate e nevoie uneori să fii da, și mai, să știi, să știi, asculți. Nu? Ăsta e termenul pentru, chiar pentru un ziarist. E bine să știi să asculți și apoi să eu am considerat cuiva că acest studiu de caz, cum l-a numit e un caz, Mirod, după părerea mea, delicat, privat, dar da, mi-a fost foarte greu, pentru că apar acum în poziție de victimă, ceea ce nu e foarte plăcut. Uitați, eu v-am propus să nu fiți victimă, să fiți un dirijor, ca să spunem așa, pentru situații... Sper că nu arăt chiar atât de doborâtă. Nu cred, să spună Marius și cu colegii mei din regie, uitați semnul colegului Marius. Nu. Eu zic că sunteți, și poate de aceea televiziunea e importantă, și presa națională, și, dacă vreți, asociația noastră, pentru că spun cu respect despre Uniunea Ziariștilor Profesioniști, e importantă pentru că noi am învățat să și comunicăm, să și dialogăm, să și știm opinii, dar mai ales să fim și tranșanți, ceea ce mă miră că se întâmplă tocmai unui om ca dumneavoastră, care aveți, sunteți și plăcută și o doamnă, că pe de obicei bărbații au o problemă de împărțit, că se-mi bată, dar dumneavoastră ce puteau să vă reproșeze? Vă spuneam la început că am rămas dintre cei care eram inițial, am mai rămas trei. Cunosc, repet, n-am să-i dau numele, o doamnă în vârstă care se temea să povestească, să zicem, acțiunile de intimidare ale acelui așa individ. Pur și simplu eram în curtea comună, da? Mă rog, proprietatea lui, dar calea de acces aceea comună, fără pavaj. Întocmai, care realmente se temea să-mi povestească ce, prin ce trecea. Și până la urmă a vândut femeia respectivă. Probabil mai avut... și din acest motiv? Sau poate n-a, a găsit o altă. În sfârșit, de asemenea am avut niște doctori, respectate persoane de la clinica de inimă. La fel, au plecat, deși aveau o proprietate chiar foarte, foarte frumoasă. Credeți mai, că din mai largă considerentul de bună vecinătate? N-aș vrea să mai aduc, e foarte multă tevatură și acolo. Acest vecin Stătescu are obiceiul, ceea ce nu mi se pare corect, pentru că, repet, orice tip de cheltuială trebuie să vizeze strict proprietatea comună, și doi la mână, nu mi se pare corect, s-a stricat poarta, cam eu nu știu ce băiețel, da? Îi dau eu niște bani și fă un proces. Dar cine vizează plata asta? Păi, nu vizez nimic. Cine e administrația?
Și cum vizați plata? Eu ce vă spun, am găsit la Urbica, foarte greu, foarte greu mi-au dat dosarele, pentru că mi-au dat inițial dosarele cu actele oficiale, zic, nu pe ăsta îl vreau, eu vreau pe ăla cu tabeluțe, cu bonulețe, cu tot felul de minuni pe care le-ați primit și le-ați decontat. Aici e o regulă cu decontarea. Eu ce vă spun? Și sunt supărată pe cei care în urmă cu 6 ani mă sprijineau să înființez această asociație. Trăiesc într-o... Păi poate vor să vă schimbe acum, să spuneți plecați de aici. Dar nu, eu nu țin, eu am făcut această asociație tocmai ca să intrăm într-o normalitate, nu ca să... Ca să încurcați. Nu, domnul Frăsilă, n-am avut niciun fel de pretenție, nici un bănuț, nu că... Absolut nimic. Păi de obicei e o sumă acolo. Nu, pe cuvântul meu, absolut deloc. Nu mi-a trebuit. Eu am înființat această asociație, repet, ca să intrăm conform literei legii. Are o bună deci formă de conviețuire. Domnul Frăsilă, eu am ieșit și voi mai ieși probabil cât a dorit Dumnezeu, ani mulți, în vest. Am fost în lumea întreagă, nu cred că mi-au mai scăpat foarte multe locuri. Dacă țările acelea, de tip Norvegia, de tip Statele Unite, sigur nu toate statele, că și acolo sunt cu probleme, cu... dar și am văzut de ce oamenii aceia trăiesc, să zicem, la alte cote decât vom reuși noi vreodată nici în visurile noastre cele mai îndrăznețe. Nu? Da. Suntem departe de a fi civilizați până la urmă. N-am făcut astăzi decât să... discutăm pur și simplu de la om la om. Și mulțumesc că m-ați invitat. Așa, 2-3 minute, nu știu, să trageți o concluzie. Încotro. Încotro? Da, ce veți face? Vă judecați? Sunteți în se pare că la momentul acesta e un fel de care pe care. Am înțeles. Ce vă pot eu spune că mie nu-mi place să pierd. Dar poate e bine zis, n-aș judec la judecată, că acolo stragi o linie de obicei, nu știm cum se poate dreptatea. Ați vrut să închei și tocmai asta închei la modul acesta, nu-mi place să pierd. Iar când bagi mâna și vă întreb, dacă vi s-ar băga mâna în buzunar, nejustificat, cum v-ar... Mai ales că e vorba de o asociație și de un grup de oameni. Cum v-ar veni? Dacă e un hoț care ia banii unui privat, asta e, îl reclam la poliție. Nu, modalitățile amintite, da, duc practic la luarea din buzunarul meu a unei sume de bani. Să înțeleg că n-ați contribuit la plățile acelea. Nu, dar am fost, tot timpul am fost vocea contrară. Vocea care a spus, să-i dăm tâmplarului. Pentru apă, pentru floricele, cu bonulețe, vai de mine cât e de frumos, dar nu-ți place cum arată? Și apropo, îmi spune că a vrut, a îndrăznit, dar apucase să fac fotocopii după dosarele despre care făceam referire. A vrut să ducă o hârtie, vezi, doamne, de convenție că ceilalți vecini vor să folosească acea cale de acces pe lângă. Na, nu există. Legea e lege. N-au semnat și alții. Păi nu, că nu, dar n-am mai dus-o pentru că probabil în sfârșit Urbica s-a trezit și a zis, bă, nebuna, aceeași nebună. Dar cu ghilimele de rigoare. Da, evident, malind deja. Pentru că vă știu de un om normal. Malind deja. Poate chiar foarte normal. Da, așa, nu a apucat să și nu era... Da, documentul acesta nu apărea. Eu zic așa, prima emisiune pe care o să o realizați dumneavoastră. Abia aștept să facem emisiuni de atitudine. Dar uitați-vă, vă propun. Și acum mă uit în ochiul domnului Stătescu. Prima emisiune pe care o realizează Daniela. Să fac cu Daniel Stătescu, eventual. Să dumneavoastră cu Daniel Stătescu la televizor. Vă spălați rufele în familie, să vă vadă toată Moldova. Nu, dar glumesc acum. Și pe urmă spuneți, când ieșiți de aici, eu pun cafeaua, ceaiul, spuneți, gata, ne-am împăcat, noi strângem mâna. E o chestie acum pe care e testată. Păi da. După adunarea generală... Va trebui să îi luăm un vedere și domnului Stătescu. Absolut, sunt complet de acord. Eu vă propun la această emisiune și în continuare vă propun să-l invitați la prima emisiune, faceți un scris pe domnul Stătescu, la o discuție liberă despre, nu neapărat problema asta de la blocul dumneavoastră, ci de probleme similare între locatari, administrații, pentru că vă că stăpâniți foarte bine obligațiile. Am fost nevoită. Da, poate chemăm și pe cineva de la primărie, pentru că ei au un departament specializat. Deja ei au adrese, mi-au și răspuns și cei de la poliția locală. Eu cred că aici sunt lucruri logice și corecte, dincolo de felul
în care vă place sau nu vă place vecinul dumneavoastră? Tot timpul asta i-am spus. Nu sunt de acord cu decontarea lui X și Y pentru că, vezi, Doamne, îl știi tu și că îi plătești nu știu ce sumă. Nu, eu vreau totul facturat. Păi așa e. Dar nu factură ca cea cu camera de luat vederi, da? Repet, montată și instalată. Păi era o factură acolo, cumpărat-o cineva. Pe... Daniel Stătescu, i-am găsit-o acolo cu alt proces verbal, cu nu știu ce băiețel așa care i-a montat-o, da? Poftim? Despre ce vorbim? Mai ales că e vorba de bunuri comune și de asociații. Dar nu, dar încalcă, știți că există o autoritate, deci acum să știți că și în privat, protecția datelor personale e mai mare. Și chiar și acasă, dacă îți cumperi ceva, e bine să ai factură. De ce? Pentru că e o formă clară de a avea garanția obiectului. Știu, există un inginer, Burlacu, nu știu cum îi spune, cu care nu puteam comunica eu, da? S-au făcut fel de fel de reparații, de nu știu ce, doar lui îi răspundea. Cum vedeți problema asta? Păi, de la bărbat la bărbat se putea comunica. Domnul Dumnevoastră Vesilă, faceți parte din categoria... Dar nici celor de la Urbica nu le... Și acolo primează totuși. Eu am vrut să vă scot un pic. Știu, dar v-am spus că mi-a făcut tema de casă pe cu date, cu tot. Pentru că eu când fac hârtii, cei de la Urbica știu foarte bine, o fac foarte oficială, o semnez, o datez, o duc acolo, cer număr de înregistrare, nimic nu fac fără acel demers pur de bun simț și conformitate legii. Pentru această legislație care funcționează peste tot. Așa trebuie să funcționeze lucrurile. Eu o să încercăm noi, redacția, să luăm un punct de vedere a domnului director Stătescu. Am înțeles că e director la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Era, tocmai de aia este doar interim. A, interimar, am înțeles, că îl știam pe director de acolo, un tânăr, care e președintele foarte capabil Politehnicii Iași. Trecut la Politehnica Iași. Da, și membru la FRF, nu știu. Federația Română de Fotbal. Ei, da. Și mai continuăm, dacă sunteți de acord încă după opiniile domniei sale, dacă credeți că e util și eu, cred că în egală măsură dialogul va fi cel care va soluționa mai devreme sau mai târziu. Eu am încercat pe calea dialogului. Atunci, dialogul, de ce chemăm un jurist aici? Chemăm juristul dumneavoastră, juristul domniei sale, dacă nu vine. Și să spună, nu e adevărat, noi ieri ne-am uitat frumos. Știți ce am mai aflat? Că trebuie să zic și asta. M-a sunat avocatul de la Sibiu, da? Să-mi spună că nu și-a ridicat somația pe care i-am trimis-o tocmai pentru eliberarea căii de acces. Am intuit acest aspect pentru că îl cunosc mai bine decât crede dânsul și am trimis-o prin e-mail, atât pe e-mailul personal, cât și pe e-mailul, să zicem, de la locul de muncă, deranjat, vezi, Doamne, că este hărțuit. Poftim? Dacă asta se cheamă hărțuire, eu ce să mai zic? Păi, eu în ce categorie? Hărțuirea, ca să zâmbesc acum, de obicei se întâmplă invers, de la el la ea, nu... Mă rog... Nu e hărțuire în sensul acela. Încerc să nu încheiem cu, da, cu o stare radicală. Iertați-mă, știu sigur că nu m-ați văzut așa niciodată. Nimeni nu m-a văzut așa vreodată. Eu vă prețuiesc ca un jurnalist de excepție și îmi pare rău că ați intrat așa într-o... Deși vă aduceți aminte, la fel am fost de hotărâtă și alături de președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Țineți minte 2016-2017, când o mână de epoleți, ca să fiu elegantă, am încercat o divizare, o altfel de coordonare, preluarea acestei uniuni și da. Imaginați-vă că dintre toate duduile de atunci, singura care am rămas alături, vizibil, efectiv, în calea tunului, am fost eu. În calea tunului sunteți și acum. Îndrăznesc, stimați telespectatori, să îi mulțumesc domnul Șare Daniela Gâfu, cadru didactic la Universitatea Cuza. Și cercetător la Academia Română. De-aia vă spun, am altele de făcut, Eu mai spun, acum nu știu dacă e important pentru domnul Stătescu, dar poate pentru cei de acasă, că Daniela este și vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Eu zic că este o funcție care o obligă în egală măsură la atitudine, dar în același timp și în toleranță, că iată, de 5 ani tot tolerează și cred, cum o știu eu, va ajunge la un...
cum se cheamă, la un echilibru. Dar pentru asta continuăm discuția și am aruncat mânușa. Da, prima emisiune, domnul Stătescu, sunteți invitat. Stabilim Daniela Găf. O structură. Nu, facem o adresă scrisă și... Vă rog, sper să o și primească pe aceasta, pe că somația n-a vrut să o primească. Dar nu puteți o pune poștală, dar, o invitație, dar cutia e acolo, nu? Pe drumul de e acces. Acolo, dar fiecare ia ce consideră că este interesant. Mai vreau mai serios. Dacă domnia sa se simte pus sub presiune, cea mai bună soluție este să... dar la dialog, de ce nu, chiar public. Tocmai de aceea, eu sunt deschisă la acest drept de la replică, pentru că este normal, repet, sunt adepta unei normalități pe care se pare nu prea o cunoaștem sau o cunoaștem cât ne dorim noi să o cunoaștem. De aceea v-aș provocat, ca să vadă că nu sunteți chiar... Da, acum probabil se lovește de o femeie pe care ar fi fost interesant să nu, sau de dorit să nu o cunoască. N-are nicio soluție să se mute de acolo el sau Daniela. Unul din noi se pare că va trebui să plece, da. Stimați telespectatorii, mulțumesc doamnei domnișoare Daniela Găfu, cu promisiunea că vom continua și cu punctul de vedere al domnului Stătescu, pe care îl salutăm, nu-l cunosc personal și, mă rog, n-am un motiv anume decât să-l provoc la un punct de vedere, la o replică, ca să spunem așa, și îi adresăm invitația aici, în acest loc. Pentru noi ar fi o audiență sporită dacă președinta Asociației de Locatari și domnul... Mâine avem ședință, apropo. Uite, după ședința asta veniți împreună și spuneți asta am discutat, asta am lămurit. Și am invitat, să știți, că și persoanele de la primărie. Foarte bine. Ei, după ședința asta, noi vă invităm aici. Dacă e cazul, vedem pentru împăcare ce am putea să... Dar nu e vorba de împăcare, aici e vorba de un principiu. Respectăm legea. E, și noi respectăm legea, continuând dialogul pe această temă, o emisiune pe care Daniela o va realiza în perspectivă. În ce mă privește, sunt onorat că am putut să o trag de limbă un pic și să, mă rog, cu o stare de spirit bună, pentru că am trecut prin multe lucruri de-astea ferme și radicale. Și împreună. Și împreună, cu o stare de spirit bună, să o încurajez la optimism și la soluții. Pentru că, până la urmă, nu stăpânește pământul nici domnul... director care este, Stătescu. nici colega noastră, vicepreședinta unei iarișilor profesioniști din România, Daniela Găfu. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc! Și succes în activitatea de mâine! Vă țin la curent! Și poi mâine țineți-ne la curent! Poate așa află și colegii ceilalți din alte publicații și o să vă provoace, nu o să știți la care să mergeți întâi și întâi. Eu cred că e posibil acest lucru, o să vedeți! Sunt deschisă, nu m-am ascuns, nu am nimic, sunt o femeie transparentă, și o femeie care nu aruncă niciun fel de spunere fără probe. Fără argumente, da. Numai bine. Cele bune vă spune Petru Făsilă din studioul nou de aici, de la Master, unde stăm și învățăm vreo 5 ani, că după aceea poate ajungem și noi ingineri la Apele Române. Numai bine, la revedere și încă o dată succes și sănătate multă! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,